Anglia va juca pentru al doilea euro la rând finala competiției. Acum 3 ani a pierdut-o la penalturi în fața Italiei. Acum va încerca să câștige acest trofeu în premieră duminică seara de la ora 22 la Berlin împotriva Spaniei. Spania-Anglia este finala acestui campionat european. Anglia se califică în finală printr-un gol marcat în minutul 90 prin Watkins, introdus în repriza a doua de Southgate. Olanda a condus 1-0, dar până la urmă, așa cum s-a întâmplat și în semifinala de ieri, echipa care a deschis scorul pierde. Îi salut din nou pe Mihai Stoica și pe Basara Panduru. Bună seara! Salut! Seara. E corect ce s-a întâmplat în această din perspectiva scorului, evident. Dane, nu știu ce mai corect la campionatul ăsta european. Dacă prima repriză cât de cât a fost ok, parcă cu Anglia care a atacat, a vrut să marcheze, repriza a doua a fost una dintre nu cele mai urâte, pentru că au fost urâte cu grămada reprize, dar a fost o repriză de neuitat. Nu poți să te uiți la asemenea fotbal. Dacă ăsta este fotbal, atunci se spele cu el pe cap că asta este, dar eu nu-l înțeleg pe fotbalul ăsta. Olanda stă și plânge acum la sfârșit. Olanda care nu vrea să joace absolut nimic în repriza a doua, dă numai pase înapoi. Și mă gândeam așa, dacă cumva primeai un punct pentru pas înainte și minus unul pentru pas înapoi, toți jucătorii în seara asta ieșeau cu minus pase. Toți. N-am văzut atâtea pase înapoi în viața mea. Să nu vrei să joci fotbal, să joci numai înapoi, să nu te intereseze fotbalul. Nu-l înțeleg. Nu înțeleg fotbalul ăsta din repriza a doua. Pentru că în prima repriză totuși s-a mai jucat ceva. Dar repriza a doua a fost îngrozitoare. Asta nu e fotbal. Asta-i bătaie de joc. Salvat de un gol de mare fotbalist marcat de Ollie Watkins, dădeau impresia că egalul se punctează mai mult decât victoria. Pentru că toată lumea parcă se ruga să termine egal. Și mă gândeam cu groază la prelungiri. Că dacă a doua parte a meciului a fost atât de fadă, ce ne aștepta în prelungiri? Însă a venit golul ăsta senzațional, pentru că execuția este de mare atacant, da. Și nu întâmplător, Ollie Watkins are cifre foarte bune și în Premier League. Practic este după Palmer englezul cu cele mai bune cifre. Are 32 de reușite în Premier League. Atenție la Aston Villa, nu la City sau la Arsenal, echipă care marchează cu regularitate. Și este un jucător extrem de interesant pentru că nu de mult l-am văzut toată și am zis, bă, prea nu auzisem de el când era tânăr. La 22 de ani a plecat de la Exeter la Brentford. 22 de ani deja târziu, da. De târziu. Nu e chiar ca Jamie Vardy, care la 25 de ani juca în ligile inferioare, dar oricum parcurs extraordinar. Eu sunt... Nu înțeleg altceva. Cât de slab poate să joace Bellingham? Să nu existe pe teren la Euro ăsta decât prin foarfeca aia la meciul cu Elveția în prelungiri. Nu, astăzi l-am văzut în prelungiri după ce s-a marcat când a făcut o cursă în bandă și a scos un foul. Nu cred că e singurul exemplu de la acest. Nu e singurul exemplu, dar el era... Mă, Mbappé să spui că a avut și o scuză, că și-a spart nasul, a început, okay. A jucat cu mască, mă rog. A mai dat-o și acum cu Spania, centrala este excepțională și după aia are ocazie să facă 2-0. Mă rog, n-a fost Mbappé ăla pe care l-așteptam cu toți, însă chiar așa să fie de extenuați jucătorii, jucători care au făcut un sezon de excepție, să fie atât de slabi la campionatul ăsta european, să n-arate absolut nimic, spuneți și mie, cine va lua balonul de aur? Că Bellingham era în cursă mare pentru balonul de aur. Poate s-a prezentat execrabil. Ce faci? Trăiești cu o foarfecă pentru balonul de aur? Dacă Anglia ia, se poate discuta dacă Bellingham nu cumva ar merita balonul de aur. Să facă ceva în finală măcar, dacă ia. Ia Anglia. Pentru că de multe ori se judică și așa. Ce ai făcut cu echipele la care așa ai evoluat? Așa a luat și Modric, așa a luat și Cannavaro, fără să da, la cum a evoluat, mi-e greu să cred că Bellingham ar putea să intre în discuția asta de balon de aur. Dar mai e un meci. Ok, mai e și Copa America, că contează și Copa America într-o măsură și mai mică. Și contează la cele? La Vinicius, mă, poate. Nu, dar dacă contează, acum, facem abstracție. Facem abstracție de cele două finale, Copa America și Euro. Dacă asta seară, cine ar merita? Dacă ar fi să decidem acum pe sezonul ăsta.
Cine ar merita ce? Balon de aur. Nimeni, cine să nu merite? Vinicius? Păi uite ce a făcut la... Ce a făcut la Copa America? A dat un gol. Sau câte a dat? A fost suspendat la meciul cu Uruguay când au ieșit afară. Da. Când i-a scos Uruguayul la penalti. Deci practic a jucat 4 meciuri. Brazilia n-a prins mai puține. Brazilia n-a prins semifinale. Joacă mai puține, nu? 6 parcă. Ce? Meciuri în Copa America. Da, 3 în grupe și cu 6 meciuri. Unul l-ai jucat, ai jucat 4 meciuri. Sau câte? Nu, 3 meciuri. 4 n-a jucat. 3 meciuri, al 4-lea nu l-ai jucat. Păi ce să-ți dea? Pe ce să-ți dea? Pe ce a făcut la Madrid, pe atât. Champions League-ul de la Madrid și pe ce a făcut la Madrid. Te face Messi vreo finală la Copa America și tot Messi ia balonul de aur. A, și pe ce a făcut la Miami, e? Câte plajă a făcut la Miami. Păi nu vreau să discutăm și nu avem cum să dăm balonul de aur, ne reportăm. Păi dar de ce trebuie să-l dai anul ăsta? Păi trebuie să-l dai pentru că aici nu discutăm de un fotbalist care să atingă un anumit nivel. Cel mai bun fotbalist în anul respectiv. Dă-i lui Nadal. Că știe și fotbal. Pentru întreaga carieră. N-ai cum să chiar așa... Uite, câștigă Carvajal. Ia Spania Euro. Carvajal ia și Euro și Champions League. Și-a mai dat și gol și-a mai făcut multe chestii. Și-a mai... Să nu te trezești cu Rodri. Eu am zis la azi mai nu te trezești cu cu City, dacă ar fi luat City. Campion cu City, campion câștigă campionatul european. Nu, e că nu-l votează. Tot atacanții se votează. Aia cu Modric a fost ceva așa. Și cu Cannavaro ceva și mai și. Și mai și, da. E inspirat sau Southgate cu... Poartă, deci nu vine să cred. Este inspirat Southgate cu introducerea asta lui Watkins? Sau zici că era normal să... Parcă totuși... E păi inspirat. Pare că ești inspirat, așa, l-a scos pe Kane. Oricum, n-am înțeles meciul trecut ce a fost cu Kane, pentru că l-am auzit după meci spunând n-am putut să dau pasă lungă, n-am putut să trag la poartă. Păi atunci la ce ai mai jucat, mă, Kane? Nu trebuia să-l lași pe Oli Watkins? Poate juca oia, juca Oli Watkins mai bine decât tine. Tu nu poți să faci nimica și joci pentru ce? Acum am văzut că n-are nimica. Poate și-a justificat meciul prost cu scuza asta. Pentru că acum am văzut că n-are nimic, a primit o dita mai talpă sau ce a primit acolo de la Dumfries, n-a avut nimic. Influențat așa de ce se întâmplă pe la noi, la noi am văzut că tragi peste poartă, pune la talpa, îți dă penalti, da, da. De unde se pare penalti? Ia că am pus talpa acolo. Penalti. 100%. Ia talpa, există. Da. Este contact. Mingea este în joc. Este o neglijență a lui Dumfries, se duce cu talpa sus. Ce să facă la să își retragă piciorul ca să nu fie penalti? E penalti clar, că nu se dădea înainte niciodată, da, asta e altceva. Adică asta e făcut. Toate astea, el tot bate. Pe asta e interesant. Da. Și atenție că e un faul destul de... Părea că este, dar de fapt nu e nimică. Da. Cum nu e nimic? Păi n-are nimică. Cum? Dacă e fault talpa aia pe picior, tu nu mai trebuie să bați, pentru că te doare piciorul. Te duci tot cu piciorul ăla, cu dreptul ăla să bați penalti. Cine să bată într-un moment ca ăsta? Și bate foarte bine pentru că... Trebuie să bați dacă nu poți, dacă ai piciorul paradit, tu te duci să bați penalti. Știi că există teoria aia, ești tu faultat, nu bați. Dane. Indiferent cât iară să explic asta. Păi nu, dar... Nu mai e o lua, că nu era nicio teorie. Asta nu există, nicio teorie. Asta era adevărat, nu era teorie, era adevărat. Pe vremuri când primeai penalti, era aproape piciorul rupt. Atunci primeai penalti, dar nu mai puteai să bați. Nu că cine era faultat atunci nu bătea, pentru că nu mai putea. Dar în ziua de astăzi toți pot să bată, mai ales după tălpuiul ăsta, tu tot bați ca și cum n-ar fi nimic. Adică n-ai nicio treabă. Gary Neville a spus în... Gary Neville, care e englez, a zis nu e penalti. Da, Gary Neville nu înseamnă că spune... Nu, Gary Neville că... poate nu înseamnă... Am auzit multe prostii spuse și de ăștia mari. Ok, nu, vreau să spun că nu e unanimitate că e penalti. Nu spune nimeni că e unanimitate și nu știu ce. Gary Neville poate ar trebui să studieze regulamentul. Este contact în careu, este penalti, că mingea este în joc. Dacă mingea era... Dacă mingea, în momentul contactului, mingea trecea de linia porții, era peste poartă, nu era penalti. Că mingea nu mai era în joc. Există multe teorii, că nu este la distanță de joc, că o fi, că o împărți, că nu știu ce. Discuția este în felul următor. Că Harry Kane trage și contactul e după. Da. 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 Pentru că are o relevanță. Da. Dacă contactul e înainte, spui, bă, m-am împiedicat să joc mingea. N-are nicio relevanță. Dacă mingea era afară, eu spun regulamentul, eu nu spun interpretare. Că nu există interpretare la asta. Aici, la Hens există interpretare. Aici este o... Bă, dacă ăla nu-i Hens,
la... Cucurigu? Nu există așa ceva. Mai mare hens decât ăla. Păi s-a dat? Nu s-a dat. Eu am zis că nu. Nu, că păi nu s-a dat. Avea păi mână, mi s-a părut că în prima păi și atunci de ce poziție? Jucătorii își duc mâine la spate? De ce, de ce ăla și-a riscul ăsta? Păi de fraier. Păi nu, dar să știți că fraier, argumentul pe care vreți dați când ăla e penalti clar și arbitrii nu l-au dat, da. E posibil să acționeze și aici. Pe unde aici arbitrii au dat, dar poate nu e penalti. Nu înseamnă că dacă l-au dat arbitrii, înseamnă că e penalti. Dacă e contact de penalti, asta încerc să spun. Asta încerc să spun. Că dacă e contact, e penalti. Iar mâna e... Dar de ce ăsta nu e penalti? Dar este penalti la împotriva Belgiei cu Germania când că se vede senzorul. Păi aici ce a făcut senzorul? I-a zburat senzorul de acolo. E în... Nu, pe Danemarca cu Germania. Danemarca, pardon, da. Danemarca cu Germania, da, da. La. Deci ăla e penalti că senzorul arată că e contact. Nu, aici nu știu cum au întrebarea dacă atinge sau nu. Aici au Că atinge. Omul stă cu mâna pe lângă corp. Ce să-i faci? Oricum, Zweier când se duce la margine, stă ceva acolo. Adică nu vede o reluare, două jegate, e clar penalti. Dacă e contact sau nu. Se vedea că e că... Adică el stă și analizează. El n-a văzut în... El trebuia să văd. Nici nu am văzut de prima dată că e contact. Păi da, dar în momentul în care ajunge acolo, cei din camera vară îți prezintă cea mai bună reluare. Teoretic, că se poate întâmpla să nu-ți dea chiar cea mai bună. Deci Gary Neville nu e neapărat... Ce spune Gary Neville e... Nu am spus că el are dreptate. Ei spun și multe chestii ca să iasă în evidență. Am înțeles, dar diversitatea de opinii arată că nu e unanimitate într-o... Adică nu e un penalti în afara oricărui dubiu. Asta am vrut să zic. Și o să fie și foști arbitri care o să spună că nu e, că nu știu ce, că nu confică, bă, mulți care vor și să iasă în evidență că spun ceva contra ce s-a întâmplat. Că dacă spui băi, ce bine joacă ăla, nu te citează nimeni. Dacă spui, bă, ăla e o ciupercă, te-a citat toată lumea. Mi se pare formidabil că în momentul în care s-a făcut delegarea, englezii n-au fost mulțumiți de delegarea asta. De ce? Pentru că era în următorul context. Acum sunt mulțumiți. Taylor dezavantajase Germania în meciul cu Spania când dăduse penalti și acum vine un neam să o arbiteze pe Anglia. Tu chiar crezi că există vreun arbitru care să arbitreze contra că a arbitrat altul și i-a furat naționala? În primul rând, arbitrii au tot interesul ca naționalele lor să nu fie în fazele finale, ca să fie ei ca să pot fi... că arbitrii arbitrează și sunt delegați și datorită unor influențe? A, fără de păi și atunci nu ei credeți că nu știu chestiunea asta? Dacă tot intrăm aici, eu cred că Zweier a arbitrat finala, semifinala asta, doar pentru că e neamț, pentru că ar fi meritat pe valoare să arbitreze semifinala asta. Da, și atunci, normal că și tu dar te gândești niciun că... niciun caz n-a avut Zweier în cap, domnule, ăla ia... Nu, evident că nu, dar eu spun ce teamă aveau englezii. Da. Bă, un englez ar... în fine. Spania-Anglia, finala. Mi se pare? Cum mi se pare? Spania favorită pe joc, în mod normal, Anglia n-ar trebui să atingă mingea. și să câștige Spania și așa ar fi frumos. Eu vreau pe Olanda ca să fie practic în finală două echipe care au jucat cât de cât. Dar așa ar fi normal Spania să câștige ca să demonstreze, încă o dată o spun, că merge să câștigi un campionat și cu fotbal, dar pe de altă parte avem și Anglia care dacă câștigă azi, demonstrează da, că... Da, azi în Olanda n-a fost. Nu, astăzi Olanda a fost fricoasă, adică poate era și normal să-i fie frică de... Uite că ziceam de Gakpo, hai să... Hakpo, n-a făcut mare lucru, n-a făcut nimic. A făcut un turneu final foarte slab. Eu n-am înțeles altceva. De ce intră Weghorst la meciul ăsta, la pauză? Ce să faci cu Weghorst, care nu știe nimic, când tu stai la centrul terenului și de multe ori în propriul teren? Păi când mai ajunge Weghorst la cap, când mai ajunge? Păi Weghorst e bun, exact. Planul B. Ajungi să fii condus, intră Weghorst, duci mingea acolo, centrează pentru Weghorst. Tu îl bași pe Zirze, dacă ar putea să intre mai bine în locul lui Weghorst. Nu, păi era pentru fotbalul ăsta, pentru un sprint, pentru ceva, să primească... Ai băgat în minutul 90 și pe Brobe și pe Zirze. Schimbările astea sunt teribile. Deci îți dă două minute prelungire. Cum începe, iei gol și faci schimbări. Să dar fii atent că ei nici nu puteau să dea mingea. Da, ei nu puteau, ei aveau toți atacanții acolo și nu puteau să dea mingea în careu. Mingea n-ajungea, mingea era pe la 30 de metri recuperată de englezi tot timpul. Au pierdut mult și cu accidentarea lui Memphis Depay. Pentru că Memphis Depay era un jucător foarte... El era cam placa turnantă, că el a jucat foarte bine, cobora foarte bine.
ok, nu e un nou clasic, dar e un nou care coboară, un nou fals care coboară și știe foarte bine jocul. Și acum ce pas i-a dat lui Malen, a avut ocazie mare, la, da. A venit Walker și a strâns foarte bine. Dacă Malen era puțin mai inspirat, putea să-i o dea lui Gakpo, care era singurel. Mă rog, nu merita. Să vedem ultimele patru turnee ale Angliei, și mondial și european. Deci acum finală, cel puțin finală. Acum 2 ani sau un an și jumătate la mondial a jucat sfert de finală, a fost eliminată de Franța. La precedentul european pierde finala la penaltiuri cu Italia. Ratând chiar acum, că mă uitam, au ratat 3 la rând. Da. Ultimele 3. Fenomenal. Bine, n-avea cum să-i pună pe ăștia, că i-au pus numai pe cei mai tineri. Primul a ratat Rashford. Care îi băgase, băgase în prelungiri. Nu îl băgase în prelungiri, s-au băgat niște jucători în prelungiri. Iar la mondialul din 2018 pierde semifinala cu Croația. Că la asta se referea Southgate când în conferință a primit critici, că Anglia nu joacă, că te adoarme. Da, dar chiar n-a jucat. Și el a spus, suntem la... Deci Franța trebuie să primească critici, trebuie să spui un semn de întrebare dacă deja mai continuă sau nu. Am văzut că continuă, poți să te întrebi dacă mai continuă sau nu după fotbalul ăsta... zero barat pe care l-a avut de la început până la sfârșit. L'Echipe a făcut un sondaj. 75% din cei care au votat în L'Echipe, pentru că au votat milioane acolo, spun să plece Deschamps. Președintele Federației a spus vreau să ducă la bun sfârșit. Nu, și-a îndeplinit obiectivul, nu-i nicio problemă. Și să ducă la bun sfârșit contractul în 2026. Dar nu e ok, trebuie să vezi că nu mai merge. Nu mai merge așa cu fotbalul ăsta, să nu vrei să joci Franța. Nu poți să-l ții pe Deschamps în continuare, dar să-l țină atunci. Sau că poate să vină să spună așa, m-a spus să fac lucruri peste ceea ce a fost până să vin eu, corect? Da. Ok. Am realizat așa. Ai făcut. Finala mică la mondial, finala la european, sfert de finală, așa și acum finală sau poate câștigă. Ai făcut. Ce mai vreți? Hai să facem un sondaj să vedem dacă te vrea lumea, că noi te vrem. Noi îți mulțumim, ai făcut foarte bine. Lumea e mulțumită? O să fie mulțumită acum dacă câștigă. Zice, bă, Southgate, dacă o să piardă cu Spania, bă, pierzătorul ăsta de Southgate se tot face că ne duce nu știu pe unde, nu câștigă nimic. O să vezi discuții. Totul ține acum dacă câștigă sau nu campionatul european. Finală, totuși, nu poți să consider că e un turneu nereușit dacă joci poți, finală. Nu poți să consideri, clar nu poți. Dar au mai jucat o finală. Acum trei, au mai jucat o finală cu Italia, nu? Cu Italia, nu? Că Italia a jucat mai multe finale de Europa. Atunci să joace, să prindă Spania cum a prins-o Italia atunci. De le-a dat cu terenul în cap. Și le-au dat 4. Da, da, Spania. Atunci Spania-Italia în 2012 sau când vă referiți? Da, da, 4-0. Era o echipă mare. Era o echipă mare, dar Spania e singura care a jucat toate meciurile bine până acum. Da. Singura. Da. Nu, meciul va arăta să cum ce Pandi. Mingea va fi care a câștigat toate meciurile. Pe Anglia nu va deranja foarte mult. Pe Anglia nu va deranja foarte mult posesia asta în Spania. Mai câștigat și alții ne jucând nimic. Așa va arăta cu mingea doar la Spania. Și acum ce te miră un 60 și ceva la sută Spania? Dacă nu 70? Nu, așa ar trebui să fie. Așa o să fie. 70% ăștia nu văd minge. Da. Apropo de Southgate, să vedem un material interesant. Acum vreo 2 săptămâni ne uitam la glumele pe care le fac suporterii englezi cu, între ei, mă rog, știți, cu berea, cu halva de bere și așa mai departe. Acum au găsit un polițist care seamănă foarte mult cu Southgate și să vedem ce s-a întâmplat. Să simțeam bine și polițist, totuși, adică hai să le facă plac. Da, seamănă, stai seamănă, liniștit, seamănă, da. Că nu știi dacă s-a îmbrăcat el sau e polițist. Chiar seamănă. Seamănă ca lume. Oricum, când te gândești că Anglia își pune problema să câștige primul european, poate că nu-ți vine să crezi. Păi și mondiale ce au, 66 că cu Bakramov. Da, dar zic că... așa, adică totuși Portugalia câștigă, Spania câștigă, europeni mă refer. Italia, Germania, Franța, toate țările astea mari, Olanda are și ea în 88, numai Anglia n-are. Oricum, Dane, să ai atacul ăsta e ceva incredibil. Arsenal, City, Real Madrid, Bayern München. Da. De unde vrei să mai luăm? Mai vrei de unde? Da. De unde mai vrei ceva? N-ai de unde. Manchester United, Arsenal pe acolo, pe la mijloc. N-ai cum! Sunt de la aia, de la
patru ăia de la mijloc în sus sunt incredibili unde joacă. Cele mai mari echipe. Ei ne jucând cine știe ce, nici Saka mare lucru, nici Foden. De... Astăzi în prima repriză a mai mișcat el ceva și șutul la bară. Am fost foarte atent la toți jucătorii de la City, cu excepția lui Rodri, care nu poate să joace prost. Rodri este genul de fotbalist care nu are cum să joace prost. Dar care nici el n-a avut. A, bine, a dat golul ăla care a deblocat, într-adevăr. În rest, Bernardo Silva n-a jucat nimic la Portugal. Stones și cu Walker n-au fost senzaționali. Walker a fost bun azi, dar până acum a fost chiar subțire. Akanji mie mi-a plăcut. Pentru Elveția. Da, i-a mâncat. A arătat penalti, i-a trimis dar acasă. Dar așa ca jocul, a jucat ca bine. Cu mingea era... A jucat bine. Neitanache își face treaba cum e el, defensiv. Nu e niciodată în viața. Niciodată nu știe să joace. Nu-l driblează nimeni, dar arată. Dar în rest, Foden a avut astăzi două sclipiri. În rest, a fost tăcut. Așa a fost bun. Treaba așa să zici. Că n-a făcut... Docu a fost bun. Ce să fie? Docu a fost Docu bun. Docu a fost foarte bun. Da. Cu cine țineți în final? Dacă cu Spania. Cu Spania pentru fotbal. Da. Că ai spus. Da. Asta? Cu Anglia pentru suporteri. Eu țin cu Italia și când nu Italia, țin cu Anglia. Acum chiar că mi s-a luat. De amândouă. Că au fost. Și acum, joacă finala, nu vine să cred cum a ajuns în finală. Pentru că mai era un minut și ceva și se suna. Și îi conducea Elveția și rezultatele și ne-a la grupă, poartă. 1-0. Că și atunci cu Elveția golul a venit de nicăieri. N-a avut să nicio ocazie. Da, nicio ocazie. A avut un Kane acolo, un cap. Iar acum la fel. Din nimic au dat gol. A dat asta execuție mare. Primul meci câștigat, după care 4 egaluri. Primul meci cu Serbia 1-0. Apoi egal 1-1 cu Danemarca, 0-0 cu Slovenia. Da. 1-1 cu Slovacia, oribil. Gol marcat de Bellingham în 94. Te duci la penalti? Așa, da. Nu. La ce penalti? Păi cu cine au ajuns ei după ce au ieșit din grupe? N-au jucat, n-au fost la penalti? Slovaci nu. Nu, că au dat imediat. Gol imediat, da. Cu Elveția, cu Elveția. Cu Elveția, da. Cu Elveția, da. Da. Și astăzi cu Olanda. Cu Elveția. Pentru că acolo dă gol Kane imediat cum începe prelungirea, da. Și după aia stau și se apără și aia a fost urâtă rău de tot cu Slovacia. În ultimele secvențe ale meciului a prins Pickford o minge și urla de... Da. Bă, puțină decență, ești Pickford, câștigi mai mulți bani decât toți aia slovaci la un loc. Mă rog, poate mai dacă adversarul era Spania sau nu știu, era o națională de asta mare să zici. Mai făcea Chiellini din alea, dar făcea în finale, bă, tași din gură măcar. Vedem repede cum arată traseul cu Spania, Anglia, finala și evident cu jumătate de tablou a Spaniei în care a eliminat două mari favorite la câștigarea trofeului, Germania și Franța, și cu Anglia care are un traseu totuși accesibil, Slovacia, Elveția și acum Olanda în semifinală. Duminică seara va fi finala, nu este finala mică la campionatul european. Pauză de publicitate, ne întoarcem. După această calificare Angliei în fața Olandei, aici e un joc de cuvinte, englezii tot timpul fac asta, The Sun, de la Watkins, what a finish, ce final, da? L-au mai pus pe care l-au pus ai noștri la Gakpo. Da. Așa, și să vedem și, mă rog, ce au scris publicațiile din Spania, Marca. Nu prea înțeleg așa titlul. Anglia, mă rog, se califică în minutul 91. Întâlnim și eu să fie pe rivala noastră Berlin, la Berlianu, următoarea astăzi are un titlu. Da, e un titlu din ăsta, așa, informativ. Nu e foarte impresionată marca de calificarea. Echipa Miracol contra Spaniei? În sensul că Milagro câștigă pe final, mereu, sau care în extrem, adică și cu Slovacia câștigi adică dramatic și cu... Și astăzi și... Yeah. A existat vreo finală Spania? Bine, Anglia nu prea a fost prin finale, deci nu avea ce să existe în mare. Propune, aseară după meci cu Franța, sau cred că înainte meciul cu Franța, selecționerul Spaniei a spus așa: dacă ar fi să decid eu, aș decide ca măcar în faza optimilor și sferturilor de finale să se treacă direct la executarea penaltiilor după 90 de minute.
tocmai pentru a fi mai proaspeți jucătorii în cazul în care se ajunge într-o astfel de situație, să joci prelungiri în semifinale și finale. Ai fi de acord cu așa ceva? Adică ți se pare o idee bună? Păi, ce logică are acolo, nu, dincolo, păi, da? Asta spune. Nu, ori faci cum fac ăștia la Copa America, joci 90 de minute și te duci la penalti. Dar după părerea mea, echipele mari nu o să vrea așa ceva. Că după ce ieși din grupe la un campionat european, mai ai 4 meciuri. Cum vrei să te duci la... Păi, în general se face, Dane, așa se face. Păi, cum ajungi? Ajungi la penaltiuri, după 90 de minute are șansă oricine. Ce, tu, ca echipă bună... Tu crezi că VAR-ul a fost în avantajul echipelor mari? Cum? VAR-ul a fost în avantajul echipelor mari? Nu. Și... nu l-au vrut niciodată. Ok, și s-a introdus? Păi, nu, s-a tot întârziat, dar la un moment dat s-a introdus, că nu mai aveau ce să facă. Normal că nu le-a convenit coatele alea și faulturile alea ce le făceau ei, cartonașele alea și ce erau, nu le primeau niciodată. Acum cu VAR s-a schimbat puțin. Nu, dar puțin. Dincolo de... adică dacă ți s-ar părea că ar fi util. Ori da, ori nu. Asta mi se pare. Faci jumătăți de din astea, adică ei, el ce vrea. Noi ajungem în semifinală și în finală. Hai meciurile astea să ne odihnim pentru noi. Să ne fie bine nouă în finală. Păi stai mă, ori faci să fie bine pentru toată lumea, ori faci să revoluționezi fotbal, ori să fie bine pentru spectatori, ori să fie bine pentru televiziuni, ori să faci bine pentru toată lumea, ori faci bine pentru tine. Nu sunt de acord cu două da, două nu. Ori s-a terminat și 90 de minute după care penalti, ori două da, două nu, nu înțeleg ce vrea să spună. Așa și aia cu cartonașele acolo s-a schimbat, nu se mai poți să joci în finală chiar dacă ești s-au anulat înainte de semifinală. Cartonașele, da. Sunt multe chestii care ar trebui reglate, spre exemplu în faptul că unele echipe intră în preliminarii, vorbesc de cupele europene, și joacă mai multe meciuri decât altele. Normal că ar trebui să se anuleze cartonașele, dar nu se anulează. Adică, nu dai seama. Steaua Roșie joacă play-off, da? Tu joci 6 meciuri până la play-off. Poți să iei cartonașe până... în fine. Nu o să se întâmple asta, pentru că se pierd bani. Cei care dau bani au nevoie de expunere. Și ce expunere mai mare poți avea decât după ce s-au terminat cele 90 de minute regulamentare și, și după aia pauză, că pauzele astea nici măcar nu sunt specificate în regulament. Astea sunt la mica înțelegere. Hai să-i dăm drumul, dar stai mai, lasă-ne puțin să bem puțin apă. A, la Copa America s-a făcut asta. Știu. Știu că s-a făcut, păi știu, dar nu că cred americanii că sunt bani de... nu stau să vadă 270 de minute nimic, 0 la 0. Da, aia, la nu stau. Cum, aia, stau 0 la 0. Tot vezi, nu, coșuri, da. Vezi aia. Cum l-am auzit și pe Bielsa. Domne, să nu mai plece brazilien, să nu-i mai vindem, să nu mai nu știu ce. Păi băi, ai luat 45 de milioane. Cu 45 de milioane crești 45 de milioane de brazilieni din aia mici. Dar, și, dar nu numai asta. Cum adică să nu iei 45 de milioane? El a venit și a antrenat la Leeds United. Și a antrenat la... n-a stat să crească fotbalul sud-american. A venit la... a fost la Marseille Bielsa. Adică, na... zice și omul ce... bine, a fost la Leeds, mai mult, că în rest peste tot a stat foarte puțin. A fost în Europa, tot. Asta e ideea. Da, adică el spune, domnule, nu e, de ce să plece? Să de ce să plece? 45 de milioane. Nu asta, eu vreau să spun altceva. Dacă era unul care stătea numai în America de Sud și care se lupta ca să crească și să nu plece jucătorii de acolo, putea să vorbească, dar el a fost în Europa și a antrenat pe bani mulți. Acum, oricum, sunt foarte mulți bani, există, Flamengo plătește 20 de milioane pe un jucător. Și stai puțin, nu l-a luat el la Leeds pe Rafinha? Ba da. Da. Ba da, dar era... da, de unde Rafinha era? Nu era nimic atunci. Când unde era? Nu mai știu, dar era un nimeni. A, era un nimeni. Păi Hendrick, fost ce? Hendrick e zeul fotbalului. Nu, dar nu era... să nu dai niciun... 90 Rafinha de minute, nu nicio atunci. Pasă. 4 pase toate proaste. E ok? Da. O să mai avem timp să discutăm okay. despre finala campionatului european. Vă spuneam, meciul va fi duminică seară la ora 22. Până atunci însă o să avem ceva meciuri. Cred că se dispută 2 cu 3, 5, 6 meciuri în prima etapă din campionatul nostru. Primele două meciuri sunt vineri. Farul Slobosia la 6 și jumătate e primul meci. Dar până atunci, mâine seară, transmitem în direct meciul dintre Paxi și Corvinul în primul tur preliminar în Europa League. Bun. Haideți să vedem ceva. L-am avut pe Pompiliu Popescu la podcast și s-a referit acolo la, mă rog, poate ai mult spus conflictul, relația rece pe care o are cu dumneavoastră de multă vreme. E un pasaj de două minute. Haideți să-l ascultăm pe fostul medic al echipei naționale. Și ați avut specializare în ginecologie? Nu, n-am avut. Asta e o aberație al lui Turin.
nume Stoica. La vremea respectivă, grupa de specialități chirurgicale. Uh-huh. Și era chirurgie generală, urologie, oftalmologie, ginecologie, uh-huh, și așa mai departe. Astea erau traumatologie, uh-huh, specialități și drumul spre specializare. Trebuia să treci prin toate. Okay. Și le făceai pe toate. Meme Stoica a văzut el, a prins o fotografie în momentul în care eu făceam acele stagii și a spus că a folosit-o ca și cum ar fi fost ceva peorativ. Dacă nu vă pricepeți la din moment, da, ce ați avea... Ca și cum aș fi fost un strungar sau un tablagiu, un zidat, ceva. Dar de unde a plecat conflictul sau polemica asta pe care ați avut-o cu Meme? Adică la ce caz? Că trebuie să fi plecat de la vreun jucător anume sau s-a întâmplat ceva... Vă mai aduceți aminte? Ghione a fost... Sorin Ghione. Da. Luase pentru gât, avea o răceală și luase niște pastile care erau dopante. Ok. Doping. Fără să-și dea seama că erau și... Fără să știe. Okay. Da, și fără să știe nici medicul lor de atunci. Eu am intervenit pentru că urma după o perioadă să vină la echipa națională. Jucătorul mi-a spus că a luat respectivul medicament. Nu mai știți ce medicament era? Ce? Ce medicament anume era? Nu mai știu exact, dar conținea o substanță dopantă. Ok. Și atunci eu direct i-am spus lui, ieși de la antrenament, pentru că asta e substanță dopantă și dacă te testează, te va găsi pozitiv și te suspendă. Și atunci Stoica a luat foc. Mihai Stoica a luat foc, că cum mă bag eu, că nu știu ce, că nu știu cum, că... Bine, hai să trecem peste treaba asta. Păi nu, dar și cum s-a rezolvat până la urmă? El n-a mai jucat, nu s-a mai antrenat. Ok, adică v-a ascultat sfatul? Da. Ok. Da, da. Și după o perioadă când practic substanța ieșea din corp, a reapărut. Exact. Asta da, a fost sigur. Ideea. Da, 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 da. Așa a fost? Asta e exact aia de la Radio Erevan. Dacă e adevărat că, mă rog, unor compozitor lui Dimitri Șostakovici, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice i-a făcut cadou o mașină Volga. Și răspunsul este da, știrea este parțial adevărată. Nu este Dimitri Șostakovici, ci este Solobiov S2. Nu este vorba de un autoturism Volga, ci de o bicicletă Ucraina. Și nu i s-a dat ce i s-a luat. Ghionea a subt oropivalone, fără să spună nimănui nimic. Eram la Bacău, cu o zi înainte de meci, seara, a venit doctorul la mine, livid, și mi-a zis, trebuie să spun ceva, e ceva foarte grav, ce s-a întâmplat? Uite ce a făcut. Zic, bine mă, dar tu n-ai văzut, nu te-ai uitat pe prospect, dar cum să iei un medicament fără să spui? Zii măcar că n-ai luat, n-ai sub multe. 14. Zic, ferească Dumnezeu. L-am sunat pe Pompiliu și i-am spus, nu o să joace, trebuia să fie convocat imediat după aia la echipa națională. Nu o să joace pentru că m-a făcut o tâmpenie. A făcut o tâmpenie și ce să facem? Deci nicio legătură cu ce spune, absolut nicio legătură, da? Mă rog, relația a fost rece pentru că eu eram în conflict deschis cu Pițurcă și el era foarte apropiat de Pițurcă. Și aici s-a încheiat orice. Nici vorba deci așa nu ceva. Cazul ăsta. Nici vorba, ce cazul ăsta? Întrebați-l pe Paligoară, știm exact cazul cum a fost. Tocmai de, puteau să ne facă probleme, într-adevăr. Și a fost cumva acoperită chestia asta, că puteau să ne facă probleme. Dacă cineva spunea, testați-l doping pe Ghionea, ieșea, știi? Da. Și cât timp i-a trebuit să stea ca Nu mai știu în cât timp a ieșit din corp. N-a mai fost convocat la echipa națională. Păi tocmai pentru că putea să fie testat dacă era convocat, probabil, dar nu? Dar putea să fie testat și dacă nu era convocat. Da, știu, dar e mai... Există și testările alea, dar pe vremea nu mai erau așa, da, nu erau testările așa, testările inopinate, că aici acum sunt. Vine, mă rog, nu știu cum se cheamă ăștia.
autoritatea, ANAD-ul sau cum zică. Interesant. Dar nu, cum să bine, a amestecat așa. Despre Mutu, în același podcast, Pompiliu Popescu spune de foarte multe ori venea și îmi cerea să-i dau ceva ca să aibă parametrii maxim. Și spuneam că nu am. Aici așa s-a exprimat. Mutu venea și îmi solicita și spuneam, adică n-am. Nu neapărat că Mutu îi cerea ceva de opan, dar asta a fost vrelul Pompiliu Popescu. Mutu îmi cerea și eu îi spuneam că n-am cu ce să-l ajut pe chestiunea asta. În fine. Bun. L-am ascultat ceva mai devreme în prima emisiune pe Lennon de la Rapid, vorbind, mă rog, despre ce își propune, despre debut și așa mai departe. Vreau să-l ascultăm și pe Rahmani, pentru că el s-a aflat în mijlocul multor discuții pe parcursul acestei pauze. Bac a fost căutat de echipe din vest, Bac a avut ofertă inclusiv de la Slavia Praga și așa mai departe, și că în cele din urmă totuși conducerea Rapidului nu a acceptat nicio dintre propuneri. Să vedem ce părere are el despre acest lucru. I understand that you will stay at Rapid, at least until the winter time. I'm here. I my focus is here 100%, so I will fight for this team and for all the fans, because they support us in every situation. So until I'm here, I will give my 100% every time. Currently, Bologna is looking for a striker. Do you think you could find a place there? I don't know. If they offer something, I will go with Mr. Shuko to speak with him about the offer. If it's something good for me, I will choose with. Are you interested to go to Bologna? I'm interested to go in top five leagues, how I say before. So this is my point. To go there to play in the bigger teams. L-ai vedea la Bologna? L-ai vedea în sensul că dacă crezi că ar fi de nivelul acestei echipe și de fotbalul din Serie A? Nu știu, Dane. Ce să spun? Păi l-ai văzut jucând, adică ce crezi că... Despre asta e vorba, că totuși n-a jucat un meci 2-3 la Rapid. A jucat o perioadă îndelungată. Probabil că va pleca undeva, că el are, mie îmi place de el, are ceva diferit. Dar nu știu unde, Italia, Germania, Prima Ligă, Spania, habar n-am, dar s-ar putea să plece. Eu știu de o ofertă pe care Rapid a avut-o de la Slavia Praga, căreia nu i-a dat curs Rapidul. Acum mai departe de sumă, nu știu exact, dar oferta a fost clară. Adică mai ales că Rapid era în discuții cu Slavia și pentru... Păi bănuiesc că nici el nu vrea să plece. Dacă vrea să joace în top 5, ce să cauți la Slavia Praga? Nu, el a zis că asta își dorește, asta nu înseamnă că nu te duce în altă parte. Și atunci dacă asta își dorește, de ce să pleci la Slavia? Pentru că de acolo să pleci iar, să mai joci pe acolo un an. De la Slavia e șanse mai mari să joci în primele 5 linii decât la Rapid. Rapid nici măcar nu e în cupele europene. Da. Altă expunere ai în Cehia și așa mai departe. Da. Era Craiova în cupele europene când l-a vândut pe Mihailă, era în cupele europene când l-a vândut pe Cicâldău, okay. Era în cupele europene când l-a luat pe Manș pe ăsta de unde? Ce cupele europene? Da. Au fost jucători la Galatasaray și la Parma. Care are ceva cifre prin... ok, are 95. Ăsta e 2000, cred, născut. Dar l-a luat pe Ciori, care e... și-a găsit echipa națională a Cehiei și-a dat 3 milioane. Slavia are bani. Dar ce se întâmplă cu Eboa? La un moment dat am crezut că tot la Praga a plecat. După care am văzut că a plecat pe la Brøndby. 18 minute a jucat la Brøndby și după aia a dispărut total. 18 minute într-un meci sau... Nu, tot an meci. 18 minute într-un meci, după aia nu l-am mai văzut, n-am mai urmărit, am văzut că nu a jucat deloc, 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 deloc. Nu mai are nimic. Da. Și Brøndby a fost... Unde credeai că a plecat? Brøndby a pierdut campionatul. Știam când Danemarca a plecat, dar nu... Un milion și ceva. Da. Brøndby a pierdut campionatul în ultima etapă. Da. Nu, că se vorbea atunci că pleacă tot pe la Praga. A, nu. El a fost în discuții. Da, și după fost... care n-a trecut vizita medicală. Să facă vizita medicală. Da, și n-a trecut-o, parcă, da. Nu? Cei de acolo au spus după vizita medicală, okay. Nu dorim să-l mai luăm. Dar n-au spus ce motiv. Aia nu i-au făcut la... O fi trecut acolo vizita medicală. Aha, o fi trecut. Aici nu acolo, da, ce au alte aparate, ce aparatură. Acum, eu știu ce le-au convenit cehilor la vizita medicală, habar n-am. I-a strâns șurubul puțin la genunchi, mai tare. Da, e posibil.
Bun, îl sunăm și pe Kopić, antrenorul lui Dinamo. A salvat echipa, a rămas la echipă. Acum se zice gânduri are pentru nouă sezon. Somebody put yesterday my photo with Cristiano Ronaldo. I saw somewhere that, Do you want like him? With the jersey. Yes, that if you want to play with his son, you can take both. We cannot take both. Only one they can choose. Okay. And he is not he's not in the age group what we are looking profile of players. Yeah, yeah. Maybe his son. Yeah, maybe it's better. Yes. Okay, a little bit of joke. It's this kind of occasion. Yes. We are looking for transfers. We want to sign in every line. For one player, all together, 4-5. We have contact with some players, but at the moment, you know, the market is open. All players, all agents, they are looking for different options. And yes, our idea was to sign the players earlier, but we cannot. It's not only about us. With these players, Dinamo can fight for the playoffs. But okay, we have it's in the club when we discuss about our plans. It's always about the short, medium, and long terms. We want to be closer to the top six. We want to fight, but for us, for the club, it's necessary to play good football, to have stable, to have good season, to promote some of our young players, and to build good platform for the next season, to have something that we don't have to change every 6 months. Players with the quality, they maybe still look for some other options from their opinion, maybe more interesting. It's some things with the players what we didn't expect. We were very close to sign two players, and we still now have to wait for the few days, but I expect that everything will be okay.